Familia reprezintă celula de bază a societății. Viața este darul de preț primit de om de la Dumnezeu. Modul în care noi ne îngrijim de ea reprezintă însă darul nostru față de Dumnezeu. Sunt Maria Jinga și vă invit ca în ediția de astăzi a emisiunii România Creștină să vorbim despre respectul față de viață. Locația? Biserica Sfântul Nicolae din Militari. Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Militari. Este prima biserică nouă pe care o întâlnesc, pentru că în ultimul timp am filmat doar la biserici istorice. Haideți să ne spuneți puțin, să ne povestiți un pic istoricul acestei biserici. Totul începea cam acum 10 ani în urmă, nu, chiar mai mult, 14 ani în urmă, când s-a pus piatra de temelie aici. Pentru că pe vremea aceea, exact pe locul acesta, era un maidan. Un loc în care cei care locuiesc în blocurile din prejur își reparau mașinile, se adunau la o bere seara printre ierburi. Noaptea era cam periculos să treci pe aici pentru că iscai să iasă cineva dintre ierburi și să te cam sperii. Și atunci era un pic un loc rău famat. Părintele Gheorghe Hușcă, primul paroh al acestei biserici, a identificat acest loc și a vorbit cu lumea din prejur și cu toții au ajuns la concluzia că e nevoie de o biserică în locul acesta. Cartierul Militar are 4 biserici, 5, dacă nu mă înșel, foarte puțin, foarte puține pentru numărul mare de... Este unul dintre cele mai mari cartiere din București. Și atunci a fost așezată piatra de temelie aici, în locul acesta, exact unde ne aflăm, pentru că de mult, tare de mult, cred că sunt, nu știu, 50, poate și mai bine de ani, locul acesta a fost o cazarmă militară. Exact unde ne aflăm acum a fost o popotă militară, care ulterior au fost acoperite cu pământ, distruse, dărâmate și acoperite cu pământ. Și exact pe locul acesta acum s-a ridicat biserica. A fost o muncă, să spun, grea, ca orice început, ca orice lucrare, dar a fost o muncă, zic eu, care a meritat, pentru că n-am văzut om în cartier aici care să spună nu-mi place biserica sau nu sunt mulțumit de construcția acestei biserici. Toată lumea a fost foarte mulțumită, mai ales că maidanul peste noapte a devenit o curte de biserică. Am remarcat, ca de obicei, pictura din cadrul acestei biserici. Este o pictură frumoasă în care sunt ilustrați foarte mulți sfinți români. Mi-au atras atenția două picturi. Una, cea cu Adormirea Maicii Domnului, în care Iisus Hristos ține în brațe un prunc. Dacă puteți să-mi vorbiți puțin despre icoana aceasta. Da, este o icoană frumoasă și pictura pe care o vedeți este o pictură de stil, în stilul cretan de secolul XVI, o parafrazarea unei picturi de secolul XVI, realizată de Daniel Codrescu. Este un pictor tânăr, dar cu un mare potențial și care a făcut și mozaicurile de pe Catedrala Patriarhală. Acum, icoana pe care dumneavoastră ați identificat-o, să știți că are, poate duce puțin în eroare așa, că pruncul care pare mic în brațele lui Iisus este de fapt Maica Domnului. Și care nu e, acolo e zugrăvit așa puțin mai mică, tradiția ortodoxă spune că Maica Domnului a fost ridicată la cer cu tot cu trup de către Domnul Iisus. Și trupul pe care îl vedeți în brațele Mântuitorului este Maica Domnului, care a fost așezată în mormânt și este înfășurată în niște fâșii de pânză, în stilul vechi iudaic, cum erau îngropați oamenii atunci. Sunt icoane foarte frumoase. Toată iconografia a fost aleasă, am ales-o împreună cu pictorul. Mie îmi plac foarte mult sfinții români pentru că i-am simțit apropiat de sufletul meu. Bunicul meu mi-a povestit foarte mult despre ei. Bunicul meu cunoștea marea majoritate a sfinților români și poveștile pe care mi le spunea în copilărie erau toate legate de sfinții români și, drept urmare, am optat pentru acest fel de a împodobi pereții bisericii,
să îi regăsesc pe toți acești sfinți români despre care în copilăria mea auzeam de la bunicul meu. O altă icoană în care mi-a atras atenția a fost cea cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care este ilustrat cu un picior bandajat și cu un picior încălțat. Da. Care este simbolistică? După cum știți, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a fost canonizat și trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, dar el a fost trecut la slujba care se face dimineață, slujba de proscomidie, când se pregătește pâinea și vinul pentru liturghie. Acolo sunt cele 9 cete pe care noi le pomenim, ale prorocilor, ale mucenicilor, ale apostolilor. Sunt 9 cete ale sfinților pe care noi le pomenim la Sfânta Proscomidie. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a fost așezat în rândul mucenicilor. Adică el a avut aproape moarte mucenicească. De ce? Pentru că în lupta de la Cetatea Albă s-a ales cu o rană în picior, piciorul pe care îl vedeți bandajat, care n-a trecut până la moartea lui. Rana respectivă nu s-a mai vindecat și se pare că această rană i-a provocat și sfârșitul. Drept urmare, fiind o rană dobândită în timpul unei lupte pentru apărarea Ortodoxiei, pentru apărarea creștinismului, a fost așezat în rândul mucenicilor. Și piciorul simbolizează tocmai moartea mucenicească pe care a avut-o Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Orice biserică este frumoasă din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Am fost uimită să găsesc în biserica dumneavoastră pe care o îngrijiți sfinte moaște. Sfinte moaște aparținând copiilor uciși de Irod și ale Sfântului Nicolae. În apropiere de această bisericuță, am văzut, urmează să se construiască o grădiniță. Care este legătura? Icoana cu prunc, da, ținut de Iisus Hristos, Sfintele Moaște cu pruncii uciși de Irod, avem familia brâncovenească și mai există un eveniment, în asta o să vorbiți după aceea mai detaliat. Știm că aici sunt câțiva membri ai parohiei care au alcătuit un grup ce se luptă pentru viață. Da. Copiii formează, cred că, cel mai important bun al unei comunități, al unei familii, al unui neam. Pentru copii merită să depui efort, să te jertfești, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur spune tare frumos că dacă vrei să învingi moartea, fă două lucruri. Iubește și fă copii. Pentru că în felul acesta învingi moartea. Adică omul care iubește nu se teme de moarte. Și cei care au copii, oamenii care au copii, chiar nu se tem de moarte pentru că ceva după ei rămâne, după moartea lor. Și atunci copiii sunt o mare investiție și pentru familie, și pentru comunitate, și pentru neam. Plecând de la acest principiu, aici în jurul parohiei noastre s-au adunat mulți tineri. Tinerii care frecventează parohia noastră însumează o comunitate de vreo 300 de tineri. Acești tineri, în cei aproape 16 ani de când există parohia, s-au adunat unul câte unul, au crescut aici, au format familie aici, au făcut copii, copiii au fost botezați în cristelnița bisericii noastre. Și, în drept urmare, în curtea bisericii, duminica, se adună cam 100 și vreo 50 de copii, pe care îi împărtășim pe toți și care cresc în curtea bisericii noastre. Acești copii aveau nevoie de o grădiniță. Oamenii tineri din parohia noastră au vrut ca copiii lor să crească în curtea bisericii. Și atunci am optat pentru construcția unei grădinițe, o grădiniță, aș spune eu, foarte încăpătoare, pentru că în grădiniță vor putea să fie educați 120 de copii. Cam asta este povestea cu copiii și tinerii din parohia noastră. Drept urmare, parohia a căpătat așa o semnificație profundă pentru ocrotirea copiilor și chemarea lor la viață, pentru că în parohie, de exemplu, cu toții, am tot atins niște obiective. De exemplu, și eu eram tânăr,
pe vremea aceea era de-abia căsătorit și cu toții am spus, bun, dăm startul la primul copil. Apoi a fost startul la al doilea copil, apoi la al treilea copil. Acum majoritatea dintre tinerii care vin aici la biserică și au familie, deja au cel puțin trei copii. Urmează apoi al patrulea, deja unii au luat-o înainte și îl au și pe al patrulea. Și atunci, pentru noi e o mare bucurie să putem petrece așa noi, cu valorile noastre aici în comunitatea aceasta și să dăm un sens profund vieții noastre, legat de copii, legat de credința în Dumnezeu, legat de un stil de viață, de valori. Iar moaștele Sfinților Prunci vin ca un ajutor pentru acest stil de viață pe care noi îl ducem aici, pentru că este o încurajare și multe familii spun că au avut ajutorul lor atunci când au fost probleme, n-a ieșit din prima, știți? N-a apărut copilul din prima, a trebuit puțină mai multă rugăciune, mai multă străduință și rugăciunea la Sfinții Prunci și la Sfântul Nicolae, care iar este un mare ocrotitor al copiilor. În altar avem și moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, care și el a fost un ocrotitor al familiei. Îndelungi cuvântări ale lui au fost îndreptate spre familie și spre copii. Și în perspectiva aceasta a fost foarte ușor să tinerii de aici de la parohie să inițieze proiectul acesta pentru viață, marșul pentru viață, pentru că ei înșiși au crezut în aceste valori, ei înșiși au crescut în aceste valori, de aceea și-au întemeiat familie, de aceea au făcut căsătorie, pentru că și-au dorit o viață de familie, și-au dorit copii, protejează copii, protejează viața, își doresc viață. Și a fost o continuare firească a valorilor pe care noi ni le-am asumat aici, în parohie. Revenim la grădiniță. Ne întoarcem în curtea parohiei. Care este situația în momentul de față în învățământul de stat? Era nevoie să se construiască o nouă grădiniță? Din discuțiile pe care le-am avut cu tinerii din parohia noastră, dar nu numai din parohie, și din cartierul militar, există un deficit mare de locuri în grădinițele de stat. Pe lângă asta, pe lângă faptul că există un deficit mare de locuri, metoda de lucru cu copiii în grădinițele de stat, tinerii spun că este deficitară. Și atunci soluția noastră a fost să facem această grădiniță. Vrem să o facem, nu știu cum să vă spun, să nu sune așa bombastic, dar vrem să facem să fie o grădiniță foarte competentă. De aceea am adus ca model pedagogic pentru grădinița noastră sistemul Montessori. Este un sistem care deja este foarte prezent în grădinițele din Europa și formează primii 7 ani nu de acasă, de la grădiniță. Pentru că acasă, uitați, noi nu mai avem timp să le organizăm educația copiilor noștri. Și atunci, în grădinița noastră, copiii vor învăța să aibă cei 7 ani de acasă, pe care părinții ar fi trebuit să-i educe într-un anumit fel. Însă părinții nu mai au timp. Nu mai au timp să facă lucrul acesta. Profesorii, slavă Domnului, sunt tineri care au plecat din parohie și s-au specializat prin țări străine. De exemplu, directorul educațional va fi dintr-o grădiniță olandeză. Vom aduce din Amsterdam, este român. Și l-am convins să vină la noi, să lase Amsterdamul și să vină în București și să ne ajute cu grădinița. Institutul Montessori din București, de asemenea, ne ajută cu școlarizarea, cu pregătirea pedagogilor, pentru că o diplomă costă destul de mult, în jur de 10.000 de euro, și ei ne asigură aceste burse pentru profesori gratuit. Vrem să facem învățământ de calitate aici. Învățământ de calitate și depunem tot efortul să facem lucrul acesta. Ce activități vă gândiți? Deocamdată grădinița încă nu funcționează, dar până să îi dăm drumul, ne-am gândit că ar trebui să ne ocupăm deja de copii. Copiii nu ne așteaptă să deschidem noi grădinița, ei au nevoie acum de ajutor. Drept urmare, organizăm deja activități. Sunt în jur de 30, uneori am avut și 50, de cluburi de după școală. Adică, după ce se termină școala, în principiu după amiază, un fel de after school, profesori voluntari, tot din parohie, dintre tineri, vin și pregătesc copiii și de grădiniță și mai mari de școală, chiar și de liceu, la materiile la care sunt deficitari.
Și pentru că părinții din cartier au venit modeste și medii, așa, și e foarte greu să faci meditații cu copiii. Toată lumea acum văd că are mari așteptări de la meditații, școala nu mai poate să facă față întru totul cerințelor de examinare. Și atunci noi suplinim aceste meditații cu profesori voluntari din cuprinsul parohiei, în fiecare zi, pentru franceză, engleză, matematică, fizică, chimie, română, variat, foarte variat. Avem și dans, și avem și gătit, avem și micii cofetari, avem și... Adică, foarte multe cluburi, foarte variate. Și pian, și canto, și copii. Avem foarte mulți care vin să beneficieze de aceste cluburi, în jur de aproape între 120 și 150 de copii sunt cei care beneficiază de aceste cluburi. Și în fiecare zi este activitate la biserică. În fiecare zi, până seara târziu. Și lucrul acesta mă bucură pentru că n-avem bani, dar avem cel mai de preț bun, voluntarul. Știți? Voluntariatul la noi în România încă nu este foarte mult pus în evidență, dar dacă te duci în orice instituție socială de prin Moldova sau de prin Aldeal, o să găsești acolo tineri belgieni, francezi, studenți care pe perioada verii vin și fac voluntariat în instituțiile sociale din România. Iar studenții noștri nu fac asta. Se duc prin țări străine, în concedii, în vacanțe și uită să facă și voluntariat. Și atunci noi punem foarte mare accent pe voluntariat pentru că voluntarul, tânărul voluntar, este ca o mașină. Bagi cheia, pornești și are atâta energie încât nu mai e nevoie să faci tu ceva în plus, să-l motivezi, pentru că el face cu foarte multă pasiune această muncă. Spuneați mai devreme, ați pomenit de niște burse care sunt oferite profesorilor care doresc să primească această diplomă. Cine vă mai susține? Din punct de vedere financiar? Din punct de vedere financiar, clădirea costă cel mai mult. Și asta este o mare investiție, pentru că, după cum vedeți, clădirea este destul de mare. Este pe 5 nivele și costă foarte mult să o punem la punct, pentru că vrem să facem învățământ de calitate, iar viața copiilor în grădiniță va trebui să fie de calitate. De la timpul pe care îl vor petrece în sălile de clasă până la mâncarea pe care vor servi și inclusiv oferta pedagogică. Și atunci totul costă. Totul costă enorm. Și de la manoperă până la materiale. Și atunci am încheiat niște parteneriate sociale cu diferite instituții, printre care și primăria sectorului 6, dar în principal, cei care dau energia și chiar finanțele acestei lucrări sunt tinerii despre care vă vorbeam. Pentru că a întreține o astfel de clădire, cum e biserica, cum e grădinița, cum sunt construcțiile din cuprinsul parohiei noastre, e nevoie de foarte multă energie și fizică, dar și financiară. Iar tinerii au din plin energia aceasta și ei au decis să susțină această lucrare. Din salariul lor lunar pun deoparte bănuți, este inițiativa lor. Nu le-am solicitat eu lucrul acesta, pentru că au văzut efortul meu și din salariul lor lunar fac o parte din salariul lor, îl donează pentru această lucrare. Grădinița, aș putea să spun că este a lor. Ei au fost și autorii, pentru că ei au făcut arhitectura grădiniței, ei au făcut structura grădiniței, pentru că unii sunt arhitecți, alții sunt ingineri de structură, ingineri de electrici, și ei s-au ocupat de tot. Și atunci aș putea să spun că grădinița este a lor. Eu sunt doar un fel de administrator, așa, al acestei lucrări, pentru că toată energia, din toate punctele de vedere, le aparține. Ați vorbit despre tineri. Am întâlnit un domn profesor în vârstă, preda matematică, astronomie, șah, desen. Și multe altele. Povestiți-ne. Da, domnul profesor Constantin este, să spun, veteranul parohiei noastre, pentru că cred că el a fost primul voluntar care a venit să mă ajute în lucrarea aceasta. El a preluat
cred că la început vreo 10-15 copilași, pe care a încercat să îi pregătească, uneori a încercat chiar și la română, deși el a fost profesor de matematică la liceul de vis-a-vis de biserică și este pensionar într-adevăr, dar are o mare dragoste față de biserică. Și fiind profesor la viața lui, i-a rămas această pasiune pentru predat și pentru copii. Se înțelege extraordinar de bine cu copiii și copiii îl apreciază foarte mult. După cum spuneam, el a fost cel care a inițiat toate aceste lucruri. El a fost pionierul, să spunem, voluntariatului de la noi, de la biserică, pionerat la care s-au adăugat și ceilalți tineri și acum, întru totul, v-am spus, sunt în jur de 30 de voluntari, profesori care depun efort să îi ajute pe acești copii. Am fost profesor de matematică, acum sunt spre 70 de ani, pensionar spre 70 de ani, așa. Și vin aici, unde părintele Visarion a creat niște condiții și lucrăm pro bono, cum se spune, cu mai mulți colegi și oameni care au diferite hobby-uri, predilecții, care ca să învețe pe copii câte ceva, desen, meditații, astronomie, șah, pictură, dansuri, etc. Sunt mulți care vin și lucrează cu copii. Și dumneavoastră predați aici matematică? Eu nu predau, ei mă învață pe mine și mi-arată cum să facă problemele. Deci mai aduc aminte așa despre rămânul Pitagora. M-a incitat domnul acela cu întrebarea despre... Era frică de matematică? Păi matematică ne-a dat-o... Ba, în sfârșit. Și asta fac aici cu copiii. Fac tot felul de... În special astronomie. Am niște astronomi. Am niște desenatori grozavi. Și avem și alți profesori care fac desen și pictură adevăratele. Dar eu fac simplități așa, care le place la copii și le atrag atenția. De exemplu, exploatez cultura românească, unde găsesc un desenator de meserie, un pictor, iau de acolo niște exemple, cum e de exemplu Marc Constantinescu, un sculptor interbelic, care a făcut câteva desene, fiind sculptor și a făcut totuși niște desene în diferite cărți, a prezentat și, de exemplu, le-a făcut în o carte foarte frumoasă a unui părinte de al nostru, Daniel de la Rarău, sau poetul Sandu Tudor, care, fiind poet, a scris niște agatiște foarte frumoase și dedicate, de exemplu, lui Sfântul Dimitrie cel Nou. Și de acolo am găsit niște desene extraordinare care se potrivesc pentru ce am putea face noi copii. Și îi provoc pe copii, le spun biscuiți la desenele astea, sunt niște pătrățele. Așa nu este ideea mea cu biscuiți, alții m-au învățat. Și pe hârtiuțe așa mici fac un mic desen care are o semnificație religioasă ortodoxă. Un sfânt, ceva, o biserică, un moment de creație a lumii, de exemplu, la astronomie, le explic teoriile care le susținem noi, ortodoxi, despre crearea lumii. Care este legătura între astronomie, matematică și, din ce știu eu, aveți și cursuri de șah? Da, avem niște șahiști mari de după aici care sunt pasionați. Șahul pentru copii e o atracție extraordinară încă de la vârstele mici, așa. Și unii au avansat foarte mult, așa, adică spre categoria a treia, dacă ar merge la federație, să zicem, de șah și ar juca șah înregistrat, așa, ar avea putere de... Dar am avut o echipă care am dus acolo câțiva ani în urmă și unul chiar a ajuns, așa, Cornel Cuc a ajuns chiar pe listele federației acolo și a dat categorie. Dar acum avem și alții care învață șah și pentru că sunt pasionați și primesc informația, profităm de ocazia asta că ne dă atenție. Câteodată eu îmi las barba mai mare și atunci se bucură mai mult de mine. Uite, mi-au venit astronomii, am aici o echipă de astronomii de șahiști. Ia veniți încoace să vă prezint aici. Ia veniți încoace. Vino cu ce Noemi. Vino Kevin aici, Alexandra. Dar ne lipsește... Amalia, de ce stai pitită? Că știu cum te cheamă. Asta e echipa nouă de șahiști. De șahiști astronomi. Uitați. Și astronomi. Și astronomi. Vă place? Uite ce drăguță. Vă dau un pupic, dar pupicul trebuie transmis. Noemi, vă dau un pupic? Transmite pupicul, așa? Transmite pupicul,
Așa? Ți-ai minte popicul? Și așa. Care este legătura dintre astronomie, matematică, șah și religie? Păi religia e legătura, că v-am spus, punctul inițial pe care îl caută oamenii la Big Bang acum, așa, e de fapt Dumnezeirea, nu vor să recunoască cinstit, ăla a fost punctul. Dumnezeirea e unică, Dumnezeirea e unică și s-a pornit în trei, odată așa a pornit în trei. Și s-a format triunghiul. Și triunghiul, dimensiunile lui se calculează cu teorema lui Pitagora. La orice adâncime de spațiu, sau orice așa, chiar și la nivel cuantic, nu scapă de teorema lui Pitagora. Imediat s-a dezvoltat cele trei laturi, una la pătrat plus cealaltă la pătrat, face egal cu a treia la pătrat. Să vedeți cum se extinde echilibrul lumii, să vedeți, poate n-ați văzut niciodată, ca o pasăre. Ia uitați-vă aici așa. Când faci triunghiul, se deschide pătratul unei laturi ca o aripă și pătratul celălalt laturi, așa zise catete, vedeți aceste, că sunt niște aripi. Dar mai e una care ține echilibru. Pentru că, de exemplu, dacă aici este 9 și aici este 16, ca suprafață vorbesc, aici cât credeți că o să fie ca să țină echilibru? Eu cu matematica mai prost. Păi ca să țină echilibru, nu e chestia de matematică. Echilibru este o noțiune, cum să zic, a universului. De 25, 16 și cu 9 face echilibru. Dacă aici e mai puțin decât aici, se răstoarnă. Sau dacă aici e mai mult, se răstoarnă în altă parte. Ia uitați cum spuneți. Păi, ca o pasăre, se întind aripile, ia uitați, vedeți cum dă din aripi. Și își ține aici echilibru cu alta. Ați văzut cum zboară păsările, nu? Au totdeauna un echilibru și au și o coadă. Două aripi și vedeți, toate au pornit dintr-un punct de aici. Acel punct care ni l-au descris și evrei în cărțile lor, străvechi, și care l-au înțeles și acum caută și să ajungă la și celelalte. Fiecare, unii vor un Duh Sfânt, unii vor un Mântuitor, unii vor pe Dumnezeu. Și prin aceste asemănări și analogii, științele se apropie, adică au convergențe științele și sunt, științele sunt o fațetă, o descriere a religiei, niște termeni pe care nu le-au urmărit religiile propriu-zise, dar oamenii atei au încercat să explice lumea, dar n-au scăpat de aceste analogii și aceste posibilități. Nu se pot debaraza de aceste lucruri pentru că nu există altele. Chiar dacă își imaginează ei, dar imaginația lor merge iarăși pe rațiunile lui Dumnezeu, fără să-și dea seama. Deci asta este cu știința și religia sunt în tandem. Chiar dacă faceți, știința, da. Faceți un lucru foarte frumos aici cu copii și văd că aveți le spun povești, le spun tot felul de povești și stau gura căscat. Și le și place din moment ce au venit aici. Ce vă motivează așa? În lucrul acesta cu copiii? Păi n-am o motivație propriu zisă, că, adică nu dau seama dacă cuvintele lui părinte, du-te și faci ceva acolo, ia vezi ce poți să faci, că ai vis să mă ajuți, fii părinte, dacă părintele duhovnic a zis, mi-am arătat, poți să le fac șac, poți, poți să le fac experiențe de fizică, poți. Eu credeam la început că nu prea eram eu religios așa, cam ateist, așa vreau să zic. Dacă am văzut că religia se dezvoltă acum așa frumos, după teorema lui Pitagora în toate direcțiile, am căpătat și aripile astea ale lui Pitagora și zic, măcar cu Pitagora să plătești, să merg la părintele aici să-l ajut. Și am început să fac desene. Și fac un desen acolo și lor le place. Fac și un desen, imediat desenează ceva frumos, eu, indiferent ce, o cană, o pasăre, mă desenează pe mine. Vorbeam mai devreme despre marșul pentru viață. Ce înseamnă viața și respectul pentru viață? Ne-am obișnuit cu această formulă și cred că sună foarte bine. Viața este darul lui Dumnezeu. Nu stă în mâinile noastre. Și când vă spun asta, vă spun pentru că atunci când o femeie rămâne însărcinată, ea știe cel mai bine că n-are nicio putere să controleze lucrul acesta. Cum evoluează sarcina, cât de bine va fi copilul sau nu va fi, pentru că totul stă în puterea lui Dumnezeu. O femeie însărcinată știe cel mai bine că sarcina ei, copilul ei, se află în mâinile lui Dumnezeu. Nu în mâna medicului, nu în mâna, nu știu, a ei, nu în puterile ei, ci numai în grija lui Dumnezeu. Deci îmi place această formulă care spune că viața este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat viața. Noi nu avem nicio putere asupra vieții și nu avem nici drepturi asupra vieții, adică să o luăm sau să o dăm.
rămâne la latitudinea lui Dumnezeu când hotărăște Dumnezeu să dea viața și pentru ce să o dea. Și atunci, fiind darul lui Dumnezeu, este ceva de foarte mare preț. Atât de mare prețul este încât însuși Dumnezeu și-a dat viața lui pentru viața noastră. Adică, gândiți-vă că Iisus spune lucruri tare frumoase despre viața unui om. Spune că e atât de prețioasă încât tot universul nu merită să fie comparat cu viața unui om. Dacă ar fi să piară universul ca viața unui om să fie salvată, atunci bine ar fi să renunți la univers și să alegi să optezi pentru viața omului. Aici cade accentul pentru viață, mai ales în contextul acesta în care atât de ușor se iau vieți, nu vedeți ce e în lumea aceasta? Parcă a nebunit omul. Așa de ușor e să iei vieți, nu numai de copii nevinovați, dar iată și de oameni mari. Ești într-un aeroport și zbori spre cer de tot. Nu mai trebuie să aștepți să se întâmple ceva, că iată, semeni de ai noștri iau viața în numele lui Dumnezeu, ceea ce e absurd. Iar tinerii de la noi din biserică de aici, să știți că au pus foarte mare accent pe viață. De aceea v-am și spus că numărul copiilor în parohie este destul de mare, pentru că ei iubesc viața și au înțeles că viața vine de la Dumnezeu și că noi nu suntem dădători de viață, ci doar purtători de viață. Viața noi vine de la Dumnezeu. Și atunci au organizat acest marș pentru viață, pentru că reprezintă valorile lor, reprezintă un fel al lor de a trăi, reprezintă familia lor, copiilor, reprezintă tot ce au ei mai de preț și slavă Domnului că reprezintă ce avem și noi, biserica, mai de preț. Aici ne-am intersectat perfect. Și ei și noi, deci și tinerii și biserica, și-au regăsit un principiu comun, că și tinerii și biserica prețuiesc tare mult viața. Sunteți președinta Asociației Studenți pentru Viață și faceți parte din această parohie. Recent a avut loc a 6-a ediție a Marșului pentru Viață. Vreau să vă întreb, are vreo legătură faptul că acest marș s-a desfășurat și că dumneavoastră faceți parte din această parohie? Marșul pentru Viață, care s-a desfășurat pe 26 martie în 130 de orașe din România și Republica Moldova, i-a invitat și i-a chemat pe oameni la implicare și la unitate comună pentru promovarea vieții. Practic, în aceeași zi, în România și Republica Moldova, peste 50.000 de oameni au ieșit în acea zi pe străzile orașelor să-și arate susținerea pentru viață, iar acesta este un lucru extraordinar. Desigur că în promovarea acestui eveniment s-a implicat și biserica, dar și celelalte culte, inclusiv părintele Visarion Alexa, părintele paroh al acestei biserici, a promovat și a vorbit credincioșilor din parohie despre Marșul pentru Viață și despre necesitatea de a se implica. Spuneți-mi puțin, cum s-a desfășurat anul acesta, această ediție? Tema Marșului pentru Viață din acest an a fost pentru viață, pentru femeie, pentru familie. De aceea acest lucru, ca să atragem atenția asupra faptului că sunt foarte multe femei care se confruntă cu o criză de sarcină. Ce înseamnă criza de sarcină? Situația în care o femeie află în mod neașteptat că este însărcinată și se confruntă cu presiuni din partea partenerului, a familiei sau a celor din jur. Iar de multe ori aceste presiuni merg până la atitudini foarte violente. Asociația noastră chiar și sprijină femei aflate în această situație și am avut chiar un caz unde o femeie care nu-și dorea să facă avort a fost bătută violent pentru a-i fi provocat avortul. Și sunt foarte multe femei care se confruntă cu situații asemănătoare. Sunt foarte multe femei care de fapt nu-și doresc să facă avort, dar sunt constrânse de lipsa de sprijin, de atitudinea de opoziție și de presiune din partea celor din jur. Și prin marșul din acest an, practic, ne-am dorit să atragem atenția asupra faptului că este nevoie ca fiecare persoană să nu mai fie indiferentă și să reacționeze într-un fel și să sprijine femeile aflate în această situație. Sunt multe cazuri în care o vorbă bună, o îmbrățișare, o încurajare a făcut foarte mult și chiar a salvat vieți. Eu însă mi-am o poveste interesantă. Practic, la vârsta de 16 ani, când eram în clasa a 10-a,
și făcând voluntariat într-o organizație umanitară, am primit un mail de la o tânără de 24 de ani care mi-a spus că scrie acolo că este însărcinată, că părinții o presează să facă avort, că nu mai poate să facă față presiunilor și că dacă nu ajută nimeni, va fi nevoită să facă lucrul acesta, deși nu-și dorește. Văzând acel mail, m-am gândit ce ar trebui să fac. Nu mă mai confruntasem cu o situație asemănătoare până atunci. Am arătat cererea ei superiorilor mei. Ei au zis că nu interesează și că nu pot face ceva, că nu e treaba lor și că nu acesta este scopul organizației. Dar am stat și m-am gândit și am zis că, deși nu aș ști ce să-i spun sau ce să-i ofer concret, este foarte important să-i arăt că sunt alături de ea și că vreau să sprijin. Motiv pentru care am sunat-o, m-am întâlnit cu ea în acea zi. Mama ei făcuse programare la ora 2 la avort și eu m-am întâlnit cu ea la ora 12. Și am îmbrățișat-o, am încurajat-o, i-am zis că din acel moment poate să mă considere sora ei, că o să fac tot ce pot ca să fiu alături și că situația cu părinții poate că se va remedia, dar viața unui copil nu va mai putea recupera dacă va face avort și copilul poate va fi o foarte mare bucurie a vieții. Vorbind cu ea și, practic, pentru ea a fost un moment foarte emoționant după foarte mult timp de presiune și de stări de confuzie, pentru prima dată cineva venea să o încurajeze și să-i spună că este alături. Și după ce a zis că păstrează copilul și s-a simțit încurajată, m-am gândit că s-ar putea să ajungă acasă și părinții ei să o preseze în continuare să facă lucrul acesta și nu știam dacă va mai avea curajul să apeleze la un ajutor. Motiv pentru care i-am propus să merg cu ea acasă, să discut cu părinții ei. A fost de acord să facem lucrul ăsta, am ajuns acasă și părinții au început să-mi spună cum poate să păstreze acest copil dacă nu are un serviciu, noi nu suntem de acord cu prietenul ei, nu au casă, n-au bani, n-au alimente, n-au bani pentru investigații medicale, n-au asigurare medicală și așa mai departe. Și s-au întâmplat lucrurile în așa fel încât în acel moment eu i-am rugat să pună toate cele lucruri pe hârtie și după ce le-au scris, le-am spus, aveți încredere în mine că toate aceste lucruri le voi rezolva, numai păstrați copilul. M-au crezut, deși aveam doar 16 ani și totuși, deși nu aveam o situație materială acasă, am avut totuși curajul să le spun acel lucru. Imediat au început să se gândească, practic, odată problemele fiind rezolvate, au început să se gândească, oare ce vârstă are copilul, oare este băiat sau fată, când se va naște, ce nume o să-i punem. A început dintr-o dată copilul să apară în discuție și să fie fericiți că urmează să se nască un copil. Eu am ajuns acasă cu acea listă și nu știam ce să fac cu ea. Mai ales că nu aveam posibilități deosebite acasă, ai mei oricum nici nu știau. Așa, mi-era teamă că ce să spună dacă o să audă. Și totuși m-am gândit să pun anunțul pe internet și să las un număr de telefon pentru persoanele care ar putea să citească și să dorească să ajute. Nu știam dacă o să citească cineva, dar era singurul lucru pe care puteam să-l fac. A doua zi m-a sunat o doamnă care mi-a spus că dorește să ajute cu asigurarea medicală și cu investigațiile necesare. Când a aflat povestea, a zis că vrea să ajute mai mult, a zis cunoștințelor ei. Părinții mei au aflat și ei și au fost dispuși să ajute. Cei din organizația din care făceam parte au zis că ajută și ei cu un pachet de alimente în mod regulat. Și lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât foarte mulți oameni s-au mobilizat și au sprijinit această femeie. Ea s-a căsătorit, acum are 3 copii și situația în familia este foarte bună, iar pentru mine a fost un moment de cumpăn în viață. Mi-am dat seama că cea mai frumoasă formă de voluntariat este să faci voluntariat pentru viață, să te implici în sprijinirea femeilor aflate în aceste situații și în salvarea vieții copiilor nenăscuți, pentru că așa poți contribui la o schimbare importantă. Și mesajul Marșului pentru Viață este tocmai acesta. Dacă fiecare dintre noi facem ceva și nu suntem indiferenți, atunci când auzim sau cunoaștem o femeie aflată într-o situație de criză, nu ar mai fi atât de multe avorturi, pentru că din 1958 până în prezent România are 22 de milioane de avorturi, practic este încă o dată populația acestei țări și dincolo de asta, eu m-am născut în 1993, de exemplu, și ca statistică, 70% din generația mea a fost avortată. Odată ce 70% dintr-o generație lipsește, nu e firesc să ne întrebăm de ce nu se fac lucruri în această țară, de ce nu se schimbă lucrurile în bine sau de ce nu sunt oameni care să facă. Atâta timp cât doar 30% dintr-o generație trăiește, stăm foarte greu la acest capitol, iar lucrurile se pot schimba numai prin atitudinea fiecăruia. Dincolo de asta, Asociația Studenți pentru Viață și cei care organizează Marșul pentru Viață
vin cu propuneri concrete de sprijinirea femeilor în criză de sarcină. În sensul că ne-am dorit să existe o indemnizație pe parcursul sarcinii pentru femeile însărcinate. De ce? Pentru că dacă partenerul spune nu-mi pasă, te părăsesc sau alegi între viața copilului și ideea de a rămâne cu tine, ea să nu se gândească ce o să fac, rămân singură, fără orice sprijin, ci să aibă o indemnizație, să aibă siguranța zilei de mâine, să știe că își poate asigura cele necesare sarcinii și că poate naște un copil în condiții de siguranță. De asemenea, ne dorim să promovăm adopția de la naștere. Sunt țări unde acest lucru se realizează foarte bine, adică mama ajutată de stat, de un sistem foarte bine pus la punct, poate alege familia către care să-și dea copilul spre adopție, inclusiv mergând până acolo în care să aleagă nivelul de educație sau religia viitorilor părinți. Și, practic, asta e o dovadă că o societate sprijină femeia, sprijină copiii, sprijină familiile și oferă soluții la situația celor persoane care își dau seama că nu pot oferi un viitor și o educație și o situație materială copiilor lor și doresc să-i dea spre adopție. Este pregătită societatea românească să adopte un asemenea proiect? Nu este pregătită, dar important este ca această idee, această propunere să fie dezbătută, să se discute despre asta. Din păcate, deși în România există această statistică de 22 de milioane de avorturi, nu există o dezbatere publică onestă și deschisă legată de problema avortului. Nu există, de exemplu, sunt studii în alte țări care arată că până la 85% dintre femeile care sunt în situația de a face avort sunt presate să facă lucrul acesta. În România, presate de cine? De parteneri, de familie sau de cei din jur. În România nu există un astfel de studiu. Nu se știe de ce, care sunt motivele și care sunt cauzele, dincolo de ceea ce presupunem noi, pentru care femeile fac avort. Nu se știe în ce măsură sunt afectate femeile care au făcut avorturi. Atunci când s-a făcut comunicatul Marșului pentru Viață din acest an, au fost niște oameni care au stat foarte mult și au investit timp în a căuta date, statistici și practic a investiga astfel încât să facă o analiză la zi a tuturor datelor și statisticilor despre avort. Și lucrul ăsta a durat foarte mult. Faptul că nu există studii, faptul că statisticile nu sunt accesibile și nu sunt promovate în spațiu public și nu sunt dezbătute, arată că, din păcate, nu există un interes al societății față de această problemă. Și acesta e un alt lucru complicat. Mă numesc Rafael Varga, am 18 ani, sunt născut în județul Satu Mare, dar momentan locuiesc în București. Părinții mei m-au născut la o vârstă foarte fragedă, ca să zic așa, la 14 ani mama mea, iar tatăl meu avea 18 ani când am fost eu născut. Probabil datorită vârstei atât de fragede, au gândit ei în mintea lor de copii că este mai bine să renunțe la mine și m-au abandonat. Adică mama mea m-a lăsat în spital, spitalul, doctorii au obligat-o să mă ia înapoi acasă, nu m-a luat, după care din nou a fost obligată, m-a luat și m-a abandonat într-un coș de tomberon, într-un tomberon mai bine. Așa și acolo... Eu zic că e un dar așa de la Dumnezeu, că am fost găsit de niște oameni, nu mai știu care sunt oamenii aceia, și am intrat în sistemul de protecție a copilului. Așa, de la vârsta de 3 săptămâni până la 17 ani, am colindat aproape toate casele de copii din Satu Mare. Am participat la un concurs de talente aici în România și în urma concursului televiziunile m-au mediatizat, am apărut des pe post și m-au contactat foarte multe familii, iar eu, din dorința de a ajunge în București, adică mi-am dorit de foarte, foarte mult timp să vin în București să fac televiziune. Asta e visul meu. O familie mi-a oferit posibilitatea de a veni în București, de a mă muta la ei. Am început procedurile și am venit în plasament anul trecut, în ianuarie. Iar acum studiez la un liceu de limbi străine, sunt în București. E foarte bine, ca să zic așa. Nu vreau să îl judec pe tatăl meu. Mi-am dorit foarte, foarte mult. Eu am simțit nevoia de
nevoia paternă, ca să zic așa, și încă o simt. Nimeni nu va putea umple golul din inima mea și din sufletul meu. Îmi doresc în continuare, mi-aș fi dorit de fapt și probabil că îmi doresc, dar în zadar, tatăl meu este mort, a fost omorât în urmă cu 3 ani, așa. Și, nu știu, probabil pentru dragostea pe care o port, eu l-am, nu am apucat de fapt să-l cunosc, îmi cunosc doar mama, așa, dar simt cum ar arăta el sau cum ar fi arătat dacă ar fi trăit acum. Nu aș putea să-l judec. În schimb, eu dacă aș fi acum tată, adică la vârsta de 18 ani și la 17 ani, orice vârstă de fapt, dar nu cred că s-ar întâmpla chestia asta, nu aș face ceea ce au făcut părinții mei. Dar, repet, nu pot să-i judec. Probabil teama de responsabilitățile pe care urmează să le aibă cu un copil au recurs la gesturile la care au recurs. Un copil care se află în casa de copii, poate foarte multă lume se întreabă de ce nu apreciază ceea ce primește sau multă lume îi judecă. Copiii nu pot să aprecieze pentru că primesc totul de-a gata. Așa, ai tot ce-ți trebuie, dar ai tot ce-ți trebuie din punct de vedere material, dar nu ai dragoste. Educatorii se schimbă din 6 în 6 ore. În fiecare, odată la 6 ore vine altcineva și tu ca și copil sau fiecare om se atașează de cineva. Așa și în momentul, mi-aduc eu aminte că eram atașat de câteva persoane, iar în momentul în care plecau acasă, eu simțeam o durere foarte mare în suflet. Veneau alte persoane care probabil cărora nu le-am fost atât de plăcut și creau tot timpul contextul în care să fiu bătut, în care să nu primeam mâncare, de exemplu. E foarte greu în casa de copii. Acum, în schimb, eu am împreună cu directoarea de la Protecția Copilului din Satul Mare, doamna Ardelean Eugenia, eu mi-am dorit foarte, foarte mult să scoatem chestia asta din casa de copii, pentru că eu consider că violența naște violență. Copiii care m-au bătut pe mine au făcut chestia asta pentru că înainte de a mă bate pe mine, ei au fost bătuți. Așa, eu, în ciuda faptului că am fost agresat, și mă bucur foarte mult că n-am fost sexual, așa, în ciuda faptului că am fost agresat fizic, verbal, în toate modurile posibile, mi-am dorit să schimb chestia asta, pornind de la ideea că dacă eu nu voi bate copii sau nu voi, nu știu, abuza de faptul că sunt mai mare decât cei care sunt alături de mine acolo, am zis că probabil nici ei nu vor mai face chestia asta și a funcționat. Acum, în centrul de plasament unde am stat eu, înainte să vin aici în București, am stat cam 5 ani de zile, acolo acum copiii nu se mai bat între ei, dar nu pot să zic, nu pot să-mi iau tot acest rezultat doar, nu pot să-mi însușesc doar mie, ci împreună cu alții am făcut chestia asta. S-a schimbat conducerea, am încercat. Bineînțeles, un copil tot timpul, și cel care stă în familie, și cel care stă în centru de plasament, tot simte dorința aceasta de a deține puterea. Dar nu mai e atât de multă bătaie și nu mai e atât de multă agresivitate cât a fost pe vremea când am fost eu. Înainte să vin eu a fost și mai mult. Am mulțumit lui Dumnezeu că n-am ajuns acolo, pentru că povesteau colegii mei ceea ce se întâmplă acolo. Deci e foarte greu să fii într-o casă de copii și am un mesaj pentru toți copiii sau pentru toți adolescenții. Să își prețuiască părinții, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că au părinți, că probabil aș fi exagerez puțin, dar e vai și amar de unul care ajunge în casa de copii. Are oportunități, are ocazia de a merge la facultăți gratuite dacă învață și așa și așa, dar în ciuda acestor oportunități suferă mult și consider eu că cel mai important e faptul că n-ai cineva care să te iubească și asta spune tot. Colegii mei, în ciuda faptului că au fost chinuiți, au avut o viață grea, ei nu au încercat să vadă cum e și latura aceasta spirituală. Iar aici cred că e soluția. Dacă tu îi ceri ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută, spune așa, că El este Tatăl orfanilor. Păi, cu atât mai mult pe noi orfanii El ne protejează decât pe ceilalți.
Și, nu știu, dar dacă un om nu vrea să se îndrepte spre Dumnezeu, Dumnezeu nu obligă. Și eu discutam cu colegii mei despre Dumnezeu, discutam, am și urmat 2 ani la o școală teologică din satul mare, dar nu știu, colegii mei nu vreau să facă chestia asta. Dar nici nu-i poți obliga. Dar cred că acesta este răspunsul. Să știi că aș recomanda tuturor părinților copii care, de exemplu, la vârsta de... adică încă din perioada copilăriei, dintr-o întâmplare, ajung să fie părinți, le-aș recomanda să nu-și abandoneze copilul, pentru că că îl abandonează, că îl avortează copilul, acela suferă foarte, foarte mult. Eu am suferit foarte mult și încă mai sufăr, am traume și am tot felul de chestii din cauza că n-am avut dragostea maternă, paternă, dar nu aș fi niciodată de acord ca un copil să fie avortat. Până la urmă, viața aceea n-a venit pentru că tu ai vrut. Viața aceea a lăsat-o Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu a considerat că este bine ca tu să devii părinte, să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de acel copil. Sunt împotriva avortului și nu consider că este o soluție să avortezi, pentru că ce faci practic? Îți faci și ție rău, poate peste 10 ani tu vei regreta sau te va măcina că ai ucis un copil. Că ucizi o persoană, că ucizi un copil atunci când îl avortezi, e tot una, nu știu. Deci chiar dacă ar fi să-l abandoneze într-un cămin, într-un spital, mai bine să facă chestia asta, dar să nu îl avorteze. Pentru că nu se știe, omul acela poate să schimbe lumea, poate să facă ceva, nu știu, așa gândesc eu.